Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un episod de CSGO Overwatch. Suntem aici alături de băieții grei, ziceți și voi ceva, bă băieți. Ceva. Respect, băi, suntem alături de 4, de Radu, mamă, de 4K era să zic, frate. Suntem alături de Radu 4K și de 2 membri de ai mei. Deci nu uitați, bă, băieți, dacă vreți să mai apăreți pe video, pentru că am zis că de acum tot îmi pun eu promisiunea asta de mult în așa în cap, că o să-i mai iau pe băieții care au membru așa la filmat, la un compe, la un wingman, la un danger zone ceva. Sau poate uite și când facem overwatch-uri. Așa că, da, nu uitați, dacă aveți membru pe canal, puteți să intrați pe Discord-ul din descriere ca să-mi fie mai ușor să vă găsesc. Dați și voi acolo like să facem 1000 de like-uri. Astea sunt comentariile din episodul trecut. Nu uitați, dacă vreți să apareți în următorul episod, da, lăsați și voi aici un comentariu și dacă aveți noroc o să vă apară în următorul episod. Hai să dăm start. Ce zici, bă, Radule? Dăm decodați sau saluti? Bă, frate, nu o să dăm decodați. Mamă, dar de microfonul ăla, tu îl bagi în gură, îl bagi, unde îl bagi de se aude așa să mă facă, dacă... Mi pare rău, gata, l-am scos. Gata, manule, mai bine așa, hai să vedem, chiar să scos. Ce ziceți, mă, băieți, au dispărut codații sau iară dăm decodați? Bă, mamă, s-a văzut ceva pe partajare? Că eu am dat review evident și mi s-a stins ecranul, mi s-a stins monitorul, coaie. Da, s-a văzut. What the fuck, Romania? Bă, fraților, hai să vedem dacă dăm de gol, dar sper că filmarea nu a fost afectată în niciun fel, adică sper că nu o să mă uit după aia pe filmare și o să se vadă Sandu Ciorbă cum cântă el acolo cu ciorbele lui, îmi pui mie că să mă bat data. Am mai pățit de astea, să mai facă figuri pe video și să nu bag de seamă. Și după când mă uitam din nou la video, îmi pui mie, mi se vedea, zici că am filmat cu Nokia-ul lui bunica mea, pana mea. Are la un cod de nu te lasă. Jur cu aia, am încredere că nu s-a întâmplat nimic cu filmarea, că dacă se întâmplă ceva cu filmarea, am bat pulicioaica. Hai să vedem, bă, fraților, dacă dăm decodat sau nu. Deci chiar sunt foarte curios, suntem ca de obicei pe contul lui Radu 4K, adică știți, bă, băieți, că vine bossul 2K și ce ai, bă, frate, dă și mie codul aici, face un overwatch. De fiecare dată trăiesc cu frica că va fi banat. Da, ooo, păi ce am făcut, bă, frate? 4v3, spin boot, one flash, ceva, frate, uite, bă, frate. Trebuie deci să fim ca primarii de acum încolo. Când nu e ceva bun într-un oraș, să ia toată lumea de primar, așa face și noi cu one flash. Când vedem codații în overwatch, nu și-a făcut datoria one flash, cu aia n-a intrat ta să baneze. Băi, one flash, să mă bată tata, n-ai mai făcut overwatch, ce s-a întâmplat, că am dat de spinner aici, ai dau skip, ce drăguț, sper doar să nu stăm iară două ore după următorul overwatch, dar... Să mă bată tata, one flash, n-ai mai făcut overwatch, uriază, hai să-i dăm pentru de toate, nici n-am. 4 bife, frumos. 3 bife, 4 nu i-am dat. Ai dat insuficient. Ce insuficient, coaie? Ai dat bine, nu contează. La Griffin i-am dat insuficient, coaie, la Griffin, dar Griffin n-a făcut omul meu, dacă are toate codurile din lume, ce drecu' să-i dau. Hai să așteptăm următorul overwatch, băieți. Gata, da, bă, băieți, în sfârșit, după 7 ore și 35 de ani de așteptare, mi-a găsit și mie aici overwatch. Mamă, să mă bată tata și dacă iară dăm, ia zi mă, Radule, iară dăm de spinner, te rog, nu, Kobe, nu o să dăm de spinner, ăsta o să fie un player legit. Sau măcar unul care joacă cu cituri, dar joacă legit, nu bagă spin, o să fie totul frumos, totul roz. Îi facem de aici. Să mă bat dacă mai dau de spinneri. Ba, mă, să mai dau de spinneri încă o dată, că șterg CS-ul cu aia, deci să-mi bat picioarele. Deci nu mai suport, uite, iară dați doi. Cred că ăsta e același overwatch, să-mi bat picioarele. Uite ce repede s-a încărcat. Nu, cred că se poate, mă, ce nu știu cu aia, dar iară o să văd, iară să fiu unul cu spinul. Poți să juri, poți să-mi pice o cărămidă în cap dacă ăsta n-are spin, să mă bată tata. Să-mi pice o cărămidă în cap dacă ăsta n-are spin. Hai să vedem. Doamne. Nu știu, frate, cum dai de atâția spinării în overwatch, că mă joc non-prime și nu dau decodați, efectiv. Stai un pic, frate, frătiu cu răduc 4K, că uite, ăsta n-are spin-ul, manule. Play. Dar își face setările la cod, stați un pic, îl interlopate 1, cârl... Ai, ok, gata, și-a revenit. Hai să vedem, bă, băieți, dacă băiatul ăsta are cod, scuzați ținta default, dar n-am ce să fac, bă, băieți, pe codul Radu 4K, nu frecventez acest cont, așa că nu mi-am putut schimba ținta. Hai să vedem dacă are shell-ul. N-are, frate, cod, n-are, ai văzut cum i-a făcut ținta când a început să tragă în kita ăla, în kite? Păi, așa-i când joci pe 90, frate, ăsta-i frate, skill-ul. Frate, uite-te acum ce îi dă ăsta acum, ce intră cu... Ia, uite-te cu aia, cum îi face ținta să mă bată tata, bă. Ai văzut, dar ți-am spus că ăla din pit a fost ceva neregulă, că a tras prea așa. Băi, coaie, dar cum să dai semi-rage cu P90? Ia uite-l, coaie, dă semi-rage cu P90, mă. Dă semi-rage cu P90, coaie, n-am mai văzut așa ceva. Ia, gata, stai că și-a luat auto, Radule. Stai să vezi acum, Radule, cele. Ia uite-l, coaie. Doamne, Iisus, omul meu face semi-rage cu P90. Doamne, deci omul meu face semi-rage cu P90, acum a dat și el de auto, e boss de boss, zici, ce drecu să fac? Îi dau și la ăsta, skip, îi dăm verdictul, ce drecu, hai să dăm așa, nu-i un meci de HVH ceva? Dar nu cred, na, atât au fost, ia să vedem runda de pistoale de la Tero, și-a și el un deagle, uite acum aș face config-ul, gata, scade din setările de la cod. Ești nebun, i s-a blocat creierul la codatul nostru. Ia, că sunt curios dacă și-a scăzut FOV-ul sau ceva. Ia, chiar sunt foarte curios dacă și-a scăzut FOV-ul, nu-mi spune că acum încearcă să-l ascundă, că îmi bat picioarele.
Ia. No, nu și-a scăzut FOV-ul tot așa, i-a făcut zinta. Nu știu, mă, frate, nu înțeleg. Nu, deci nu înțeleg pe oameni, mă. Doamne Iisuse, evident. Ia uite-l cu aia. Da, frate, cum să dai cu codul pe CSGO? Da, mă, frate, chiar așa, mă, inadmisibil așa ceva. Bă, fraților, hai să așteptăm și următorul Overwatch, bănuiesc, să mă bată data. Vreau și eu să dau de un player legit, sunteți nebuni. Da, bă, băieți, și am ajuns și la cel de-al treilea Overwatch. Sperăm că ăsta să fie măcar o hartă diferită pe ăsta de DAS. Să joace omul măcar cu Rage-ul, dar să joace pe Mirage, frate. Nu mai dăm tot de DAS, că-mi bat picioarele alea ce se dea că pică iară DAS. Ce zici, Radule? Doamne, dacă pică iară DAS, nu mai fac Overwatch ăsta, să fie urmă... Bine, Doamne ajută, Doamne ajută, să fie cu noroc. Asta e harta codaților, bă, ce ai? Lasă, frate, că și pe DAS am dat de codaț, de mi-a sărit de aici, nebun, dar nu că codaț de spi... Ia uite, băi, coaie, băi, omule, băi. Ce ziceai că ai dat de codaț? Băi, frate, băi, din urma, fii, lasă-l, că poate și l-a activat din greșeală, ia să dau cu, gen, să dau mai repede. Poate omul și a intrat cu config-ul greșit. Mamă, uite cum face dacă dau pe speed mai mare. Ah, hai că a intrat cu config-ul greșit. Eu nu cred că a intrat cu config-ul greșit. Eu cred că a intrat cu ăla care trebuie. Ia uite ce cu se mișcă omul meu, să mă bat data direct din nou la finalul meciului, bă, băieți. Da, băi, spuneți și voi ăștia care mai faceți Overwatch așa din când în când. Chiar așa stă situația, adică din 3 meciuri, 3 codați să fie, bă, băieți. Băi, chiar 3 codați. 3 Overwatch-uri, mă, dar nu se poate așa ceva, bă, e imposibil. Merge așa situația ca să-și ia ăștia bani. Da, mă, merge așa situația, bă, băieți, să mă bată tata, bă. Hai să așteptăm și următorul Overwatch, cred că o să fie și ultimul. Sper să fie ultimul, că dacă dăm iar de spinner, cred că fac 15 Overwatch-uri pe episod, sunteți nebun la cap. Hai să așteptăm. Hai, bă, băieți, ne zicem rugăciunea toți. Hai. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, facă-se voia ta, fie împărăția ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne, nu ne da codat meciul ăsta, amin. Gata, atâta, Doamne. Deci, dacă și-a făcut efectul, eu de astăzi mă duc la biserică de 3 ori pe zi, să mă bat tata, dimineața, seara și după amiaza. Deci să-mi bat picioarele. Uite altul pe Mirej, dar cred că iar o să fie. Cred că am luat... meciul trecut a fost unul de la Tero, acum cred că o să fie de la City cu spinul. Opa! Avem încă un codat, dar nu are spin, băieți. Este, deci voi vă dați seama ce am ajuns, mă. Să ne bucurăm că avem codat afară. A, stați că are dual beretas, băieți, s-a terminat, ia fiți atenți aici. Doamne Iisuse, Radul, ia zi ce facem în privința asta. Îl trimitem în Texas, pe acolo, unde dau aia cu baretele. Doamne, cu să mă bată tata, băi, băieți. Bă, măcar n-are spin, măcar înțeleg și eu ceva din meciul ăsta, dar nu se poate, mă. Bă, nu se poate, bă, băiatule, bă. Bă, 4 spinări unul după altul, bă, băiatule, bă. Bă, băiatule, 4 spinări unul după altul, dar nu se poate, bă, cred că de oră stăm să filmăm episodul. Pe lângă că ne găsești un Overwatch la 10 minute. Mai au și toți spin, bă, frate, bă. Bă, un om legit, ia uite-l coaie, pune, încearcă să... Ia uite-l coaie. Nici nu știam că poți să tragi cu pistolul pe acolo, coaie. Bă, uite, păcat că n-am Overwatch Revealer-ul, ca să văd și eu ce profile au băieții ăștia. Cred că numai de ăștia de rank 2 de abia și-au făcut și ei acolo un cont, dar nu rank 2, că nu mai e rank 2, îmi pare rău, băieți, cred că numai de ăștia cu conturi noi. Oh my god, hai că mai facem unul și ăsta ar fi ultimul Overwatch Revealer care vine acum, că nu se poate, bă, numai de spinner, numai de... Ai de cap, mă, măcar îi fac și eu aici XP la Radu pe cont, nu-i așa, Radu, le-ți fac și eu aici XP frumos, să fac așa contul frumos, ce dracu. Hai, bă, băieți, așteptăm următorul Overwatch. Nu va fi nimic acolo. Ce nimic acolo, manule? M-auzi? Da, te aud. Ce nimic acolo nu va fi, manule, niciun codat, asta sper și eu să știi. Vai. Sperăm asta. Ce? Toți sperăm asta. Eu nu mai sper, eu știu că o să fie codatul ăia, nici nu mai are rost să speri, ești nebun. Deja pe CS nu mai are rost să speri, speratul este ceva gata, dus de mult, ești nebun, care nu mai... Ce? Mamă, nuke! What the fuck, ce hartă să mă bată, tata, eu zic că o să fie spinner sau ceva astfel asta, e imposibil, n-are cum să... Să fi venit așa Dumnezeu să fi călcat pe pământ și să zică de astăzi nu mai sunt codați. Of, Doamne, ce emoție am să mă bată tata, Radule, dacă dăm iară de codați. Ia fain că e codat, ăsta e codat că l-au după... Oh, 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 stați un pic, băieți, că nu este codat, cel puțin vezi că mă aud în ecola careva, nu știu la care. Am văzut acolo niște bunny hub ceva mai suspect, hai să vedem la care... nu prea pare să aibă scripturi sau ceva, dar... Uite că n-are cod. A, da, da, fire-ul ăla fix unde era. Ia uite-l coaie cum se uită ăla prin pe. Ia uite-l coaie. Păi așa ce cu este, mă, a încercat un flick acolo, dar nu prea. Ba, are ul ăsta, are să-l asta ul. Îl văd după cum se mișcă, după cum se uită la ăștia, are ul să-l asta. Dar l-ascunde, încearcă acolo da. Să-l ascundă. Hai, mă, bossule, trage și tu prin perete. Haide să aspect, hai. A dat și el unul de acolo. Șansă, nu-i dau, frate, nicio șansă, fie nicio codare. El știe pe ăsta aici. L-a și ratat pe prost, face și bunny hop.
Dar face câte un bunny hop ca să nu pară suspect. Deci are, mă, are ăsta coadele. Dar măcar, bă, îmi place măcar și eu să-i dau oare că n-are. Că parcă mi-e și milă de el, mă, frate. Nu, 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 așa îl iert, frate, prieten, așa ceva nu se face. Proastă educație. Proastă educație, așa ceva nu se face. Așa ceva nu se face, mă, ce. Nu mă așteptam la așa educație. Nu mă așteptam la așa educație, bravo, ține-o tot așa. Mamă, nu știu, mă, frate. Nu, eu cred că îi dau că n-are cod. Dorimanule, păi dacă nu joacă Orion. Nu are, are scaun de gaming. Are scaun de gaming, are okay. Mousepad de gaming. Îi dau toți restul de all, nu e nicio problemă. Mousepad de gaming. Mousepad de gaming are, frate. Așa joacă și Radu 4K, da. Are scaun de la Kruger, mă, canapea. Da. Nu știu, mă, ce să zic, uite, cam stă, cam uite, face aici rambusuri, ce face? Păi ieșea pe... Ia, uite, coaie. Au dat aia. Să mor tu că mi-arată tot timeout-ul, coaie. Fii atent că nu-mi dă skip la timeout. Doamne, Iisuse, Jesus Christ. Hai să vedem aici, bă, băieți. Nu știu, mă, eu, adică wallhack are 100%, asta e clar. Adică am văzut în prima rundă cum a jucat. Acum că încearcă el să-l ascundă, să facă pe nevinovatul, nu știu ce să zic. Da, ia, uite, ia, uite. Ok, un flick. Flicuri pe care le dădeam și eu înainte când nu știam să ascund codul. Că de obicei codații zic că, dacă o să dau un flick, nu o să pară așa de obvious. Deși pare destul de obvious, ia să... Hai, de prin perete. Aaa, știe că e low HP și și-a pistolul, fii atent la el, coaie. Îi dă și nei, du-te, bă, drecu, și nu-l omoară, fen. Bravo, mă, nice nade, ești nebun. Băi, știe... Deci de unde știe pe ăla, că l-a mers pe shift, na, are mare cod ăsta, are mare cod. Aim, nu știu dacă are, dar wallhack mai mult ca sigur are. Deci garantat are ăsta aim. Wall, pardon. Ce face, coaie? Mai și grifează, bineînțeles, report pentru griffing, că cum face overwatch, îl vede pe ăla că stă 0.001 AFK, ăsta, secunde AFK în bază, gata, report pentru griff. Uite ce face, uite ce face, pe ăsta e griff, frate, uite, încurcă pe coechipierii lui să câștige meciul. Dacă pierde runda asta, are report pentru griff, deși nu cred că o să pierdă, că are coduri, dar oricum are report pentru griff, băieți, 4 bife și noi acolo. Ia, hai să vedem. Nu-mi place că nu, ia uite cu aia ce nade, să spargă ușa, ce-a fost nade-ul ăla. Vezi că a fost creier nade-ul ăsta. Mamă, și-a luat-o, a pierdut runda, gata. Report pentru griffing, vezi că a pierdut runda, astăzi nebuni. Aia a fost, gata, aia a fost, ce drăguț. Am dat eu o pauză, uite cu aia cum mi se... A? Ce să fie? În fine. Ai zis ceva și n-am auzit, cu aia dă nade-urile perfect, futul lângă uite, dă prefire, da, mă, are. Ăla-i flick, mă, ce-a ți-a face de astea. Ai flick, ești nebun, a dat nade-ul ăla, deci n-a dat nicio rundă nade, dar fix când a fost ăla, acolo a dat nade-ul ăla, se mișcă, ia uite cu aia, are shame. Nu vezi că are aim assist ăsta, e asistat social, săracu. Am văzut, uite-l cu aici, uite, fen. Am crezut că vrea să-i dea flick aici. Hai, brodere, fă ceva, hai. Uai, dar de ce șoian halul ăsta, e prost? Lol. Are și iceberg ăla, cred că. Să mă bată, tata, ce șoia omul meu. Ia fain, că acum face config-ul, stai că-și bagă unity-ul, frate, ia fain, de aici ce capul. Aaa, s-a terminat, pare seringa. Hai să vedem acum ce capul dă cu seringa asta, fain. Fain, de aici, da. Îi dă cap. Ține poziția acolo. Dacă îi dă capul ăsta, dau skip la overwatch. Uai! Oh. A dat mare prefer cu el, doar în cur de cont. Gata, a zis, bă, băieți, de asta. Ia uite-l cu aia, băgase mirage-ul. Și acum, fen, a făcut 2 kill-uri și acum și-a dat setările mai încet. Și-a dat setările mai încet, acum e gata, bă, băieți, am făcut 2 kill-uri. Ia uite ce l-așteaptă pe ăsta, bă, băiatule, bă. Încearcă să ascundă săracul codul, dar nu reușește deloc. Hai să vedem ce face la asta. Scoută mână că e frică. Crezut și el că e creier, ești nebun. Dar măcar joacă, bă, mă, vezi că măcar joacă semi cu aia. Nu, nici semi, joacă legit cu aia. Măcar nu-și bagă, ia uite. Ce legit, mă, că-i sare ținta, ești nebun la cap. Da, dar oricum față de restul. Păi deja când vezi un codat ăsta în 2016, dacă-l vedeai pe ăsta la over... Uite cu aia ce ne-ai dat, da, să mă bat. Dacă-l vedeai pe ăsta la over, ai zice, ce prost e ăsta. Dacă-l vedeai pe ăsta la over, în 2016 ziceai că dă rage cu aia. Ziceai că nu-ți pot închipui așa ceva. Dar acum în 2021 când îl vezi pe ăsta la over, te bucur cu aia, că n-are zi. Deci că e prea normal. Da, jur. Mamă, uite ce le dă cu aia. Nu, așa direct. Așa, 4 bife. Ești nebun că a făcut și griff runda aia. Măcar să fiu și eu mulțumit că am dat 4 bife, Radule. Ia să vedem. 1, 2, 3, 4 bife pe bine. Bă, fraților, cam atât a fost cu episodul ăsta de Overwatch. Din 5 Overwatch-uri am dat și noi de un player. Atenție, nu player fără hack. Player care să joace legit hacking, adică care să nu dea tare. Deși după aia a început și el să dea tare, dar asta e partea a doua. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați, dați și voi acolo un like, să facem 1000 de like-uri. La 70.000 de abonați o să vină din nou live stream de 12 ore, așa că dacă vreți să le vedeți live stream-ul ăla de nebun de 12 ore, dați și voi acolo un subscribe. Nu uitați, dacă aveți membru pe canal, să intrați, follow pe Insta, bineînțeles, Raul 2K, ziceți-vă și voi Insta-urile, băieți. Mario. Așa, bă, băieți, gata, așa. Bine, pe clip. Hai că vi le las în descriere, mi le scrieți voi aici, bă, băieți, dați acolo follow la Insta-urile din descriere, o să mi le lăsați aici în conferință, pup, bă, băieți. Și ce am vrut să mai zic, uite că m-am luat cu asta, cu Insta-urile și am uitat ce am vrut să zic. În fine, bă, băieți. Ah, by the way, și dacă aveți membru pe canal, puteți să intrați pe Discord-ul din descriere și o să vă mai aleg așa random pe băieții care știu că sunt și activi și au și membru și o să filmați alături de mine. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Bye, bye. Pa, pa.
Pa, pa. Pa, pa.